Consiliul General al Municipiului București va discuta 6 proiecte ce fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, o strategie pentru fața Bucureștiului, pentru centrul Bucureștiului. O parte dintre aceste proiecte vizează remodelarea unor spații foarte importante din centrul orașului. Este vorba de Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, Piața Cantacuzino, Piața Lahovarii, Parcul Izvor, Parcul Sfinții Apostoli și spațiul din spatele sălii Palatului. Deși în spate acest proiect are o idee foarte bună, în trend cu restul Europei, de a elimina cât mai mult mașinile de pe trotuare și de a reda centrul orașului pietonilor, proiectul a stârnit foarte multe controverse legate de spațiile verzi, de copacii care se taie pentru amenajarea acestor spații publice, dar și de felul cum se fac în mod particular anumite proiecte. În studioul Hot News avem astăzi invitați pe Mario Cuibuș, proiectantul acestor proiecte, și pe Adrian Crăciunescu, reprezentantul proiectanților, și pe Adrian Crăciunescu, arhitect specializat pe partea de protecția patrimoniului. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim! Ca să putem lămuri toate aceste probleme care au fost ridicate atât de societatea civilă cât și de cetățeni, o să vă rog să discutăm punctual pe fiecare proiect în parte și o să începem cu Bulevardul Unirii, care a stârnit cele mai multe controverse, și o să rog pe Mario Cuibuș să facă o scurtă prezentare ce se dorește să se facă pe Bulevardul Unirii. Da, în principiu ar trebui să punem în context Bulevardul Unirii, nu vreau să intru foarte mult în detaliu. În primul rând, cele 6 puzuri sunt parte ale acelei strategii de care vorbeam și ele de fapt sunt un mijloc, nu un scop în sine. Altfel spus, în procedura de avizare și de accesare de fonduri europene, e nevoie de aceste puzuri în parte să rezolve problemele din punct de vedere juridic, să legifereze ceea ce eventual se propune. Bulevardul Unirii este unul dintre proiectele, să zic, importante, pentru că Bulevardul Unirii este foarte prezent, dar totodată atât de prezent pe cât este, atât de problematic îl regăsim. Proiectul în sine nu este un proiect tipic pentru PIDU. PIDU și strategia de care vorbeam are și părți, să spun, de detaliu, de intervenție în oraș, dar și e pe o amploare mai specială. Mario, pentru cititorii noștri, concret, ce anume doriți să faceți pe Bulevardul Unirii? Cu liniuță, dacă poți explica. Da. Și am înțeles că sunt încerc să fiu simplu. Deci Bulevardul Unirii, în strategia noastră, vrea să devină un bulevard atractiv, un bulevard care să fie într-un fel sau altul revitalizat din toate punctele de vedere, că este vorba de o revitalizare la nivel comunitar, social, cultural, cât și economic. Se poate face acest lucru prin două teme majore care le propunem, și anume prin accesibilizare mărită și atractivizare mărită. El stă acum într-o poziție privilegiată lângă Casa Poporului. Bineînțeles că ar fi și mai privilegiată în contextul în care zidul de la Casa Poporului s-ar demola, dar e altă temă. Poate că viitorul apropiat o să ne dea șansa să rezolve problema asta. Dar ce este foarte important este faptul că el este partea unui centru. Deci el nu este o stradă sau un bulevard al unui cartier dormitor, unui cartier în care doar niște locatari stau și locuiesc, ci este o mare bucată de centru unde cu toții vrem să ne regăsim acolo și să petrecem timpul liber. Ce anume doriți să faceți acolo? Dorim să facem un mare pietonal, un pietonal care să fie de o factură foarte diversă, o factură în care se pot identifica
nenumărate activități în contextul în care poți să ai o simplă promenadă de familie, dar poți să ai și activități culturale, informative, pur și simplu de plăcere, de a petrece timpul liber și nu în ultimă instanță de a pune în valoare acele sfântâni care sunt în centrul bulevardului și care acum sunt complet neexploatate. Ele stau stânga-dreapta, sunt doar mașini și doar șoferii beneficiază de ele. Transportul public va avea acces pe acest bulevard? Transportul public este o latură importantă în contextul promovării în strategia PIDU. Automat el apare ca o necesitate, ca absolută spre a deveni acel bulevard atractiv de care e nevoie. Ce se întâmplă în Piața Constituției? Piața Constituției vrea să rămână în continuare ceea ce este un spațiu posibil de evenimente, dar mai mult evenimente programate, dar mai mult se vrea un spațiu de evenimente și spontane, în care să te regăsești spontan. Și acolo e o parcare. Acum e o mare parcare la suprafață, unde ești complet sufocat de tot ce se întâmplă acolo. Bineînțeles că toate acea mare masă de mașini vrem să o dăm la o parte și să o introducem în subsolul... Adică să faceți o parcare subterană. O parcare subterană exact pe perimetrul, doar pe perimetrul Câte pieței. Locuri? 900 și ceva de locuri. Adrian Crăciunescu, o să te rog să-mi spui ce părere ai tu despre acest proiect, pentru că a generat foarte multe controverse. Părerea ta de specialist. Era normal să orice proiect generează controverse, chiar dacă este foarte bun, întotdeauna va exista cineva care să fie contra, inevitabil. Ce nelămurire am eu legat de proiect pe care m-am uitat peste el, nu m-am uitat în foarte mare detaliu, dar n-am înțeles mai multe lucruri. 1. Bulevardul Unirii, la momentul când a fost creat, a fost o rană deschisă în oraș. În anul 2000 a fost un concurs internațional. Aș vrea să știu dacă toate soluțiile și viziunile de acolo au avut vreun impact în tragerea concluziilor din acest proiect. Asta 1. 2. Și asta e o chestie absolut comună tuturor celor 6 puzuri. Fundamentarea istorică, adică acel termen de recuperare identitară. Aș vrea să știu la ce identitate se referă, pentru că aș ajung la a doua nedumerire pe care o am, de ce sunt tratate diferit sau, mă rog, sunt rupte în două chestiunea podul Calicilor, începutul căii Rahovei și ce înseamnă în spatele blocurilor către nord față de bulevard și, pe de altă parte, proiectul distinct al bulevardului care include partea cu Antimu, deși Bulevardul Unirii a tăiat calea Rahovei și a măcelărit-o urbanistic, dar de o parte și de alta, așa cum Bulevardul Brătianu taie centrul istoric în două entități, dintre care una cumva e viabilă într-un fel sau altul acum și cei pe partea cealaltă într-o moarte clinică, cam același lucru. Mă rog, nu e același lucru, dar în principiu cam același fenomen e și aici și n-am înțeles de ce ele nu au fost tratate într-un perimetru unitar. Asta pentru, să zicem, domeniul meu de specializare, nu-i zic de competență, dar de specializare. Și acum întrebarea care vine mai mult cu pondere urbanistică și ca cetățean. Nu înțeleg pe ce este fundamentată chestiunea asta a pietonalului. Eu, în principiu, sunt împotriva lucrurilor care, la prima vedere, par artificial introduse. Ori undeva în studiu, în memoriu, se vorbește despre situația actuală, se spune că spațiul pietonal nu este utilizat, sau e foarte puțin utilizat în prezent și nu ni se dă exact cauza. Ce anume ar genera interesul pietonal în acest perimetru, altfel decât nu e generat astăzi. Pentru că astăzi avem o piață Constituției, Piața Unirii și foarte, foarte multe magazine, cam toate probabil într-o stare falimentară la parter.
Deci dacă astăzi nu există interesul, ce anume ar crea acest interes? Mario, te rog să... Da, e... Și, scuze, încă un aspect care ține acum de traficul rutier. Dacă s-au identificat, pentru că se oprește traficul rutier total pe această zonă, dacă s-a identificat care este sursa traficului actual și unde va fi debușeul acelui trafic, pentru că odată ce se spune stop de azi e pietonal aici, asta nu înseamnă că toți aia care în ziua de azi folosesc drumul cu mașina vor zice, a, gata, de astăzi nu mai folosesc mașina. Eu sigur vor debușa undeva și dacă se știe cine sunt oamenii aia și unde vor debușa. Da, deci... Mulțumesc de întrebare, ca să zic așa, pentru prima parte. Apropo de relația cu, să spun, străzile istorice care au reprezentat în zonă, mă refer la Calea Rahovei, strategia PIDU tocmai asta și face, încearcă să recupereze exact această identitate, încercând tocmai podul Calicilor să-l dezvolte într-un traseu forțat prin bulevardul, ca să vorbim, să spun așa, într-un context al strategiei. În primul rând, strategia are un proiect principal care este o mare buclă și acea buclă de 9,5 km care este preponderent pietonală și de bicicliști este în parte, în zona respectivă, pe traseul istoric al căii Rahova, ajungând până printr-o extremă sudă la piața de flori, unde, de fapt, se întoarce cu Uranus către nord înapoi. Tot acel George Georgescu cu zona Antimului, tocmai că se descoperă în contextul în care acea buclă pietonală care o propunem este de fapt o infrastructură nouă pe care încercăm să o oferim, modernizată, în care pe întregul traseu se realizează un covor unitar la nivel în care trotuarul se topește cu strada și în care mașinile dispar în proporție majoritară, mașinile parcate stânga-dreapta dispar în proporție majoritară de pe străzi, încercându-se, să spun, o abordare de cu totul altă factură de infrastructură. Ce ar schimba, să zic, în sintagma actuală a bulevardului e ce vorbeam cele două coordonate. Atractivitate crescută, dar în primul rând accesibilitate. Și accesibilitatea la nivelul zilei de astăzi nu prea există, în afară de un tranzit forțat care se întâmplă cu mașinile pe relația est-vest, nu se mai încurajează pe alte laturi. Altfel spus, nu avem nicio linie de autobuz sau de transport în comun. Infrastructura pe zona de mobilitate pietonală și de biciclist este jalnică și, de asemenea, elementele de atractivitate lipsesc cu desăvârșire. Ce m-ar face pe mine ca bucureștean să-mi petrec timpul acolo deodată, când pot să-mi găsesc 100 sau 1000 de alternative în București? Păi trebuie să am accesibilitatea aceea pe toate planurile și, în primul rând, la nivelul unui transport în comun și, doi, să regăsesc niște elemente inedite de design urban care să mă facă să mă duc acolo pentru că nu le mai regăsesc în altă parte. Iartă-mă că te întreb, dar apropo de discuția de acum, crezi că oamenii vor veni să vadă cum arată strict, cum a fost amenajat bulevardul sau vor veni să vadă mobilier urban care are un design mai... Asta ar fi trebuit să continui și eu întrebarea și n-am pus. A existat vreo investigație sociologică la nivelul PIDU în care să identifice de ce oamenii nu folosesc acel pietonal, care și acum spațiu pietonal suficient de amplu încât să mergi măcar așa pe un traseu?
Răspunsul este da și răspunsul este iarăși găsit în, sunt diverse, să spun, concepte de regenerare urbană în cadrul orașelor, care tocmai asta și spun. Cum facem noi ca zone destructurate, centrale chiar, să le facem deodată vivace, să devină deodată locuri importante de întâlnire care să schimbe, să zic, cutuma zilei. E, și astea sunt principii care le regăsim. Sunt diversi guru ai urbanismului actual care, nu o să stau să înșire acum că plictisesc probabil, care tocmai sunt invitați și în New York să facă strategii și în Melbourne pe regenerare urbană. Doar trebuie să citim cărțile respective. Sunt adevărate manuale de punere în practică asemenea situații. Deci nu trebuie să reinventăm roata, e simplu, doar trebuie să știm unde să luăm informația și ce, cum să o interpretăm. Și eu spui că faptul că acest spațiu va fi conectat cu centrul orașului și faptul că va avea un aspect... Multiplu pe diverse, adică practic el va fi irigat prin toate gangurile respective, încurajat, pietonal. Deci cele două lucruri pe care le-am enumerat va aduce oamenii în zonă? Da, încă o dată, dacă nu ai cum să ajungi într-o zonă și dacă iarăși nici nu ai o infrastructură, cel mai bun exemplu este centrul istoric. Centrul istoric, înainte să primească acea parc, acel paviment simplu, stupid, care l-a primit în 2007-2009, era plin de depozite de materiale și de magazine cu rochii de mireasă. Noi aveam biroul acolo, deci toată această transformare am simțit-o live, ca să zic așa. Nu s-a făcut nimic altceva, nu s-a produs, să zic, vreo investiție suplimentară, ancoră sau care să genereze, eu știu ce, plus valoare. Că a fost, că este sau nu este bine, acum nu discutăm că toată zona e închisă traficului auto și că există o segregare, e o problemă de a vedea că investitorii la nivelele superioare nu investesc. E o, să zic, o temă de reflexie care își are răspunsul ei, dar nu e subiectul nostru acum. Ce vreau să spun este că foarte ușor poți să atragi lumea într-un loc. Lumea, în general, în orașe, vrea să fie într-un fel de mișcare, să știe că există lucruri noi, că există scene noi, că există zone în care ei să se poată dezvolta și identifica cu aceste scene. Iar bulevardul este... are diverse oportunități prin lățimea sa, el poate să fie o spină în care pe lângă o promenadă simplă să ai și spații, zone de expoziție, să ai și pavilioane care să tocmai să dea acel discurs atât social, cultural, cât și pur și simplu o cafea, un stat și pierdut vremea. Ce se întâmplă cu traficul? Unde vor merge mașinile care nu vor mai trece pe Bulevardul Unirii? Discuția asta este și în cadrul PMUD, deci planului de mobilitate, care este acum în dezvoltare și tocmai aici se știe de problema care o are București în special, și anume aceea de a avea mult prea multe mașini matriculate, în jur de 1.500.000 de mașini, versus un oraș care a luat în ultimii, dacă luăm într-o comparație chiar și europeană, cu un oraș de mărime asemănătoare cu a Bucureștiului și care are cam la jumătate mașini matriculate, mă refer la Viena. Deci aspirația noastră este cum facem noi, și aspirația planului de mobilitate este ce măsuri trebuie făcute spre a scoate oamenii din mașini
și ai introduce în alte sisteme de mobilitate, gen transport în comun de calitate sau un, să zic, o infrastructură de calitate pe zona de bicicliști și pietoni. Numai printr-o creștere a calității ofertei pe aceste paliere de mobilitate, reușim să reducem numărul enorm de mașini înmatriculate care le avem. Coroborat cu o încercare de a reglementa mai bine parcarea în centrul orașului, pentru că în toate orașele nu-ți parchezi mașina gratis cum vrei în fața casei. Ți-o poți parca posibil noaptea, dar ziua ești obligat să ți-o iei de acolo, pentru că orașul, centru, aparține tuturor și este mașina ta prea urâtă ca să mobileze acest centru, acest spațiu construit. Totuși, oamenii care tranzitează zona vor să știe pe unde vor merge în cazul în care se închide Bulevardul Unirii, dacă le poți da alternative. Sunt relații simple. Sunt, deci, în primul rând, sunt rămân cele două axe imediat învecinate. Mă refer la Regina Maria sau Splai, dar eu, din perspectiva șoferului, pentru că nu sunt, din păcate, un exemplu de pieton sau de biciclist cum aș dori să fiu, dar pentru că tocmai nu am o structură, o infrastructură corectă care să mă atragă, știu că eu, dacă vreau o relație de est-vest sau nord-sud, mă duc pe traseele care sunt mie mai corecte. La tranzit, nu mă refer pentru cei care sunt... Unde exact ar putea să meargă șoferii acum, dacă se închide Bulevardul? Regina Maria sau pe Splai, deci asta este. Aș mai avea două întrebări pe care le-am primit în ultimele zile pe mail de la cititori și pornind și de la ultimele dezbateri publice care au avut loc pe acest proiect. Voi propune să se taie 53 de copaci dintre cei care se află pe Bulevardul Unirii. Și spuneți că veți planta în compensare tot pe acest bulevard alți arbori. Aceasta a fost principala problemă pe care locuitorii din zona au ridicat-o. Ei au spus clar, noi nu vrem să ne taie copaci. De ce taieți acei copaci și ce soluții puteți găsi ca să nu fie nevoie totul să fie sacrificați în cazul în care ei sunt într-o stare bună? Da, aici, în contextul Bulevardului Unirii, sunt în jur de vreo 900 de copaci, adică nu sunt cei 53 de copaci, nu sunt într-un fel un moft, iarăși noi nu încercăm să plantăm în compensare, adică practic e o strategie de a repoziționa într-un fel zona discursului de spațiu verde și de copaci. În contextul direct Piața Unirii sunt două stații de autobuze care vrem să le creăm acolo și care ies din aliniamentul actual al a ceea ce se întâmplă și ca traseu stradal, ca profilul stradal și iarăși sunt cele două ieșiri din apsidă de la Piața Constituției, care de fapt sunt cele două rampe de acces. Dar... Bine, au mai fost discuții că se taie arbori pentru amenajarea acelor cafenele, acelor pavilioane cu cafenele. Da, aici... Iarăși, locuitorii din zona au spus că ei nu doresc acele cafenele acolo și nu doresc gălăgie. Și cu atât mai mult nu doresc să taie arborii pentru amenajarea lor. Da, acolo chiar nu se taie pentru alea. Adică sunt, dacă e să se taie acolo, e o problemă de altă factură, pentru că sunt, să zic, studii pe care le avem cu un expert, o firmă expertă în zona de verde, frunză verde, proprietarul este, sau mai spun, bine spus, cel care păstorește această firmă este un francez care este cunoscut, Nicolas Triboi, care de fapt el
știe ce înseamnă să ai un copac bolnav lângă un copac sănătos și cum poate, să spun, situația respectivă să canibalizeze inclusiv copacii sănătoși. Mai de ce te-ați copacii, dacă poți să-mi spui în câteva propoziții pe scurt? Copacii, cum spuneam, două stații de mașină, de RATB și două ieșiri, să spun, de rampe din parcajul subteran. Pentru asta aveați 53 de arbori. Pentru asta, deci nu pentru altceva, nu pentru pavilioane, nu pentru eu știu ce alte discursuri. Adrian, dacă mai ai întrebări la acest proiect? Nu, dar să trecem la altele, pentru că să nu monopolizăm cu acest proiect care, mă rog, întrebarea la care ne-am primit răspuns era dacă studiu istoric pentru concursul București 2000 și rezultatele acestui concurs v-au influențat în vreun fel sau altul? Strategia acelui concurs a fost una greșită. A fost o strategie în care se vrea să se construiască pe zona Parcului Izvor, o strategie care nu puteam să o luăm în considerare. Ea, Parcul Izvor, a intrat în mentalul bucureștean ca un spațiu eminamente verde. Deci noi n-am vrut să stricăm în niciun fel caracterul actual, ba din contră, am încercat în acel parc să scoatem la iveală exact acea poveste a străzilor demolate și a poveștii foste de pe dealul Arsenalului, încercând tocmai să dăm aleile parcului exact în poziția, să le propunem pe în poziția străzilor. Și tocmai că concursul de care vorbim n-avea absolut nicio atitudine referitoare la trecut. Dacă putem trece mai departe la proiectele de amenajare a piețelor Canta Cuzino și la Hovari. Dacă ne poți spune pe scurt, la fel, câteva cuvinte, ce doriți să faceți acolo în linii mari? Piețele respective sunt exact pe acea buclă de care vorbeam, de traseu preponderent pietonal și de bicicliști, care în zona respectivă sunt în partea de nord a ei, se află în așa zisa cameră de ambianță, cum am denumit-o noi, și am spus așa nu întâmplător, pentru că este alt tip de caracter, alt tip de București. Și tocmai pentru că am vrut să, într-un fel, să speculăm această ambianță, am zis că și abordarea trebuie făcută ca atare. Bine. Ce se întâmplă cu spațiul public de acolo? Bine, spațiul public de acolo este inexistent. Tocmai asta este una din problemele locului. Ceea ce am vrut noi acolo să se întâmple a fost exact asta, ca patrimoniu construit existent să se pună în valoare. Faptul că el acum nu poate fi pus în valoare în niciun fel în ipostaza unor trotuare simple, pline de o mare masă de mașini, în cazul pieții la Hovari, este o statuie în mijlocul unui rond sufocat de mașini, ba parcate, ba eu știu de ce factură, fiind o valoare posibilă de călărit, ca să zic așa, în mod plastic, de către pietoni. Adică de ce să nu facem ca în alte orașe în care ne ducem cu plăcere să le vizităm, europene, în care să putem sta la baza statuii pur și simplu să ne bucurăm de un spațiu pentru noi toți și deci să reconfigurăm piața pentru pietoni, prietenos, dând mașinile la o parte, că asta e de fapt problema. Noi am redus în propunerea noastră la minim rondul auto, deci sensul giratoriu auto. Cât poate să fie el mai simplu, mai mic funcțional și totodată să nu se întâmple, să spun, o disfuncție de eu știu ce factură, dar totodată să creăm o zonă de spațiu public care să devină un altceva. Piața la Hovar să intre în conștiința noastră a bucureștenilor și altfel, să fie și acea... Concret, vreți să faceți o parte din piață pietonală, să faceți o parcare subterană sub această piață
Și circulația corect. Auto pe unde se va desfășura? Circulația auto se va desfășura pe zona care este în continuarea străzii Ieremia Grigorescu către intersecția cu Mihai Dorobanț și Mihai Eminescu, iar latura care vine dinspre Dorobanț către Bulevard, către Brătianu, Bulevardul Magheru, ea rămâne intactă, deci nu se ce va... Ce se întâmplă cu statuia? Am înțeles că mutați statuia. Nu, aici e o impresie eronată. Statuia rămâne efectiv pe locul care reprezintă poziția ei de astăzi. Asta este, de fapt, partea caragioasă, că noi am dat o nouă configurație a pieței, dar piața pare cu totul alta deodată, adică ai senzația că nu-ți vine să crezi că statuia se păstrează în situația ei. Iar în piața Cantacuzino, la fel, intenționați să faceți o parcare subterană, din ce am văzut pe corect, peretele corect, voastre, corect. Și piața va deveni, adică spațiul respectiv va deveni pietonal sau se va circula și acolo pe anumite segmente? Nu, deci piața tot așa va avea, din ipostaza ei de insulă, în care practic o... se întâmplă acolo o altă girație în mod stupid, ea va deveni acum un fel de peninsulă pietonală în care se încurajează legarea verde la nivel pietonal eminamente, deci practic toată piața se ridică ca un covor, cum spuneam și mai devreme, la nivelul trotuarelor și în contextul ăsta grădina Icoanei se prelungește către grădina Parcul Ioanid, rămânând doar o scurtă trecere pietonală. Adrian, care este părerea ta despre aceste două proiecte? Cu proiectul ăsta am eu cea mai mare problemă de principiu vorbind, de abordare. Eu, care fac studii istorice de fundamentare, în principiu sunt obișnuit ca ele să fie ori necitite, puse deoparte și dabifate în documentație, ori mă rog, neluate în capul. Sunt obișnuit cu asta. Ce mă deranjează în schimb la proiectul ăsta este că partea de fundamentare istorică, în contextul în care tema principală care apare și în nota de fundamentare a primăriei este recuperarea identitară, în acest proiect, la memoriu, la situația existentă, evoluția zonei, am 5 rânduri, care și alea sunt greșite din punct de vedere al informații istorice pe care o plasează, nu știu exact cine a fost membru echipei care s-a ocupat de chestia asta, dar pornind de la acest proiect am constatat practic că vorbim de recuperare identitară și absolut niciunul dintre aceste studii nu are o fundamentare istorică, lucru care se și vede în felul cum este delimitată teritoriul acestui pus. Se spune în evoluția zonei că parcelarul e păstrat de la Boroțin și că e dezvoltat nereglementat. Și apoi am limita de pus care traversează strada Columb prin mijlocul unei parcelări care este făcută cu totul. Strada Columb e apărută ca urmare a unei parcelări în 1914 despre care am vorbit într-un studiu istoric de fundamentare pentru întreaga zonă protejată Pitar Moș, pentru care Universitatea de Arhitectură a avut un contract cu Primăria Generală a Capitalei. Și aici intervin și pun întrebarea, de ce acest studiu este în condițiile în care acest proiect PUZ are o bibliografie, acest studiu care e foarte amănunțit prin aproape casă cu casă și căutarea acelei identități este făcută aproape exhaustiv, nu este trecută în bibliografie. Deci nu a fost luat în calcul, prin urmare apare această, hai să spunem, aberație istorică, o limită care nu sparge o parcelare făcută unitar, reglementat, casele fiind făcute mai mult sau mai puțin în aceeași interval de câțiva ani, ceea ce, sincer, mi-arată că recuperarea identitară s-ar putea să fie numai o pălărie scoasă în față și, de fapt, obiectivul principal rămâne ca punct comun tuturor celor 6 puzuri, parcarea subterană. Deci, pare că e un spray dar de... Dar e ceva împotrivă să se facă o parcare subterană acolo? Nu, dar e vorba de principiu ca demers. Să vorbesc despre recuperarea identitară, dar eu să nu identific în ce constă identitatea. Mai mult, în cele 3 descrieri ale concluziilor, când vorbesc despre identitate, constat că trebuie să o caut, să o restructurez, și nu mai știu ce alt cuvânt, dar niciuna nu e, adică nu știu ce recuperez
dar concret la, și în ce fel? La nivel, la nivel vizibil pentru, pentru cei care nu sunt neapărat de profesie, ce te deranjează în ceea ce privește amenajarea urbanistică a pieței și felul cum vor arăta cele două piețe? Mă deranjează în principiu, dar astea sunt niște soluții de detaliu care sunt pe urmă de pus în practică. Aspectul ăsta extrem de multicolor al pavajelor, totala, cum să zic, inserția lucrurilor mult prea, cum ar spune americanul, flashy. Bine, asta e o manieră de prezentare a proiectului care s-ar putea să, în loc să, nu că se observă că statuia lui pare că nu mai e acolo, pentru că toată prezentarea grafică în stilul ăsta pe care îl avem de obicei în proiecte de arhitectură e o animație exagerată, toată lumea își face selfie-uri, consultă, stă, scrie. În realitate, când vedem prezentările astea și pe urmă vedem lucrurile de arhitectură puse în operă, fotografiile de, din revistele de arhitectură sunt cu totul invers. Spațiile sunt prezentate fără absolut nimeni. Deci e o prezentare. Când faci proiectul, e o animație nebună, dar când s-a dat în folosință obiectul, ai tendința să scoți pe toată lumea acolo ca să faci poze. Ce garanții ar trebui să cerem ca să nu ajungem ca la Piața Universității, unde s-a făcut un concurs internațional de proiecte și am ajuns cu un mare deșert și cu niște ventilații în jocul pieței? Mai mult, eu spune că sunt niște probleme structurale, adică inacceptabil la Piața Universității să ai un asemenea proiect care țintește, în primul rând, mobilitatea și tu să nu rezolvi la suprafață ceea ce e de zeci de ani, ba chiar de pe vremea, cum să zic, piața respectivă a fost cu stația de birjă. Pe urmă, de 50-60 de ani, în toate imaginile cu cărți poștale vedem că a fost stația de taximetre și în condițiile în care faci o restructurare, îi lași pe taximetriști să stea în continuare ilegal în colțul străzii pentru că nu le-ai rezolvat această problemă a unei... Ce garanții? Da? Ce măsuri trebuie să luăm ca să nu ajungem? N-ai nicio garanție. Eu zic că sunt, garanțiile sunt simple în contextul în care Piața Universității este un exemplu clasic de cum nu trebuie să faci un concurs. Un concurs trebuie să presupune într-un fel sau altul un binom bine ținut în mână și anume o temă bine concepută și doi, un juriu corect ales. În contextul în care caietul de sarcini lăsat la Piața Universității nu a avut ca și criterii de selecție, hai să-i spunem, asimetric, altfel spus, cu bună știință, niște oameni cu expertiză corectă pe proiecte tehnice, când s-a stabilit câștigătorul, care era în incapacitate de a aduce un proiect tehnic și acel câștigător a încercat pe piață să găsească oameni cu care să facă tehnic, proiectul tehnic, normal că atunci deja a intrat în prăpastie soluția de jurizare care, la care s-a abordat. Doi, nu acolo este un discurs în care PUZ-ul n-a fost făcut ca urmare a unei, să zic, strategii, soluții tip studiu de fezabilitate sau eu știu altceva. Deci, practic, PID-ul este un exemplu de cum ar trebui să se întâmple, de fapt. Adică PUZ-ul este un mijloc și el este, într-un fel sau altul, în baza unei strategii care ți-o asumi la nivelul macro și trebuie, de asemenea, să ai un control în continuare a proiectelor tehnice și execuției prin oameni care să poată face chestia asta, adică oameni cu experiență, oameni care pot să se identifice cu acele proiecte până în ultima clipă. Există un studiu geo făcut preliminar pentru zona de parcare la Piața Cantacuzino? Nu se poate face, nu se pot face, să zic,
studii de prefezabilitate și fezabilitate fără, și noi am avut acolo studii de prefezabilitate care s-au făcut înainte de aceste studii, înainte de aceste puzuri, ca să stabilească, să zic, în primul rând tema acestor puzuri. Deci avem chiar toate sunt într-un profesionalism, aș spune, destul de relevant, numai uitându-te la ce firme am integrat. Există, da, există. Eram curios care e concluzia studiului, pentru că știm că istoric vorbind acolo a fost izvorul Bucureștioare, deci ne-am așteptat că dacă s-a drenat total sau nu apa freatică din care izvora fosta baltă pe care se află acum grădina Icoanei Parc, amenajat foarte târziu, încă mai era maștină prin anii 1870. Situațiile de tipul ăsta sunt la fel de relevante și în zona Dâmboviței, unde era de-a lungul Dâmboviței o întreagă luncă în mișcare, istoric vorbind. Dâmbovița nu era pe un traseu foarte clar. Ea, de la un plan la altul, îl vezi că are altă, să zic, zonă de influență. Ce aici este corect de adus în discuție este discuția unui studiu la nivelul Bucureștiului pe bazine acvifere, care nu există. Asta e o problemă care se transferă la la Sala Palatului, dacă unde la fel o să vorbim de Sala Palatului, aș vrea să trecem la următorul proiect ca să ne încadrăm în timp, avem doar o oră la dispoziție. Proiectul de la Sala Palatului, acolo propuneți reamenajarea spațiului de la suprafață și amenajarea unei parcări subterane. Pentru amenajarea acelei parcări subterane trebuie să, în primă fază, trebuie să excavați spațiul verde de acolo, iar mai apoi să-l reamenajați. Principala problemă cu acest proiect a fost, în primul rând, oportunitatea. Este nevoie de o parcare la Sala Palatului, în spatele la Sala Palatului, în condițiile în care se poate face o parcare jos la Walter Mărăcineanu și o parcare sus în Piața Revoluției. Apoi, dacă lăsați suficient de mult pământ peste parcare ca să puteți planta arbori acolo. Și dacă este nevoie, într-adevăr, de cele cafenele, în condițiile în care avem niște cafenele lângă Biserica Crețulescu, în acel gang. Da, aici sunt multe teme, într-adevăr. Ca să regândim, să spun, discursul pe care îl avem, trebuie să vedem încă o dată ce facem. Deci noi scoatem toate parcările existente la nivelul sălii palatului de suprafață și sunt câteva sute de parcări numai în jurul sălii palatului. De asemenea, tot Câmpineanu se eliberează de parcări puse în spic sau perpendiculare sau pe dublu rând. Deci, practic, totul va fi eliberat de orice mașină. Și suplimentar vrem ca să lipim, să spun, de Sala Palatului pe cât posibil verdele, adică practic să simțim cum parcul încearcă și călărește, înglobează Sala Palatului. Vrem ca acest parc iarăși să și funcționeze. Și astfel spus, nu putem decât să luăm modele existente în viață. Dacă luăm, de exemplu, grădina Hofburg, în grădina Hofburg, că suntem pe o latură sau pe alta, în Viena mă refer, deci e vorba de Palatul Imperial, are un parc care este întreținut eminamente de o activare cu pavilioane. Lumea vine acolo la oranjerie, cum se numește într-o parte, cu multă, să spun, vivacitate și stă, se întinde pur și simplu pe iarbă în fața acelei oranjerii. Înainte să se deschidă oranjeria, acum vreo 15 ani, era moartă zona, era neîntreținută, era complet în părăsire. De asemenea, în fața alte exemple notorii, în fața bisericii Karlskirche, tot în centru, în zona centrală din Viena,
lângă Tehnische Universität. Era o zonă unde nu venea nimeni și era o zonă în părăsire, cu toate că exista o oglindă de apă, exista o sculptură Henry Moore. De când s-a deschis un mic pavilion, o mică intervenție de tipul ăsta, lumea stă lungită acolo pur și simplu și stă și vede, să zic, orașul de la altă perspectivă. Adrian, care sunt obiecțiile tale la acest proiect? Nu pot să zic că am obiecții, dar nu știu dacă neapărat asta e ținta cu oamenii care să stea pe spațiul verde acolo la sala Palatului. Mai curând, sincer, am simțit nevoia de rezolvarea unui spațiu în care să pot să am simultan 3, 4, 5 autocare în care turiștii străini să poată să coboare și să viziteze Muzeul Național de Artă sau să intre la cafeneaua, la librăria, centru, să zicem, un mic centru cultural acolo care e cu cărți multilingve sau alte lucruri de genul ăsta. Bineînțeles că e necesară o parcare acolo și istoric vorbind, nu simt o mare presiune din punctul ăsta de vedere decât revenind la problema tehnică. În ce măsură zona, că Calea Victoriei a fost și întotdeauna o cale care marchează cornișa Dâmboviței. De la Calea Victoriei se coboară peste tot către zona Dâmboviței și așa se întâmplă și aici. În ce măsură o parcare care bănuiesc că va fi multietajată, nu va fi pe un singur nivel, va fi parcare pe două, în ce măsură pe istoria și pe straturile acvifere cunoscute, care se scurg dinspre grădina icoanei către Cismigiu, care a fost o mlaștină nu întâmplător pentru că era în Albia Dâmboviței, în ce măsură asta creează o barieră și asta a fost o problemă cu puzul domnului Hurduc în 2006, care vrea acea parcare foarte lungă cu rampă de schi sau ce era în fața, așa, în ghilimele, rampă de schi în fața Ateneului ca să intri în sau poate era numai Petru Eminescu să se dea cu snowboardul acolo. Deci o astfel de barieră în ce măsură afectează subsolurile tehnice unde sunt depozitele Muzeului Național de Artă? Orice muzeu are o mică parte expusă așa și grosul operelor de valoare sunt în asemenea depozite. Deci asta nu am, și de asta am întrebat în ce măsură s-au făcut niște studii geo și previziuni pentru ce înseamnă astfel de intervenții pentru apa, creșterea nivelului apei freatice în... Aici, tocmai asta era discursul de care vorbeam, deci toate aceste discuții au existat și s-au să spun rezolvat la nivelul zonei de precoordonare rețele, pentru că sunt soluții tehnice de drenaj. Toată lumea există problema asta, adică noi ne speriem că nu avem astăzi multe parcări subterane sau mai deloc, adică altfel spus, dacă noi le numerăm, sunt două parcări în subteran la nivelul orașului. Ne referim acum pe zona eminamentă de spații publice. Dacă ne apucăm să luăm orice capitală ca exemplu... Dar, paradoxal, sunt goale. Mă refer la pentru că nu există o reglementare pe străzile de lângă. Și asta este, de fapt, urmează ca discurs să ținem prin această nouă strategie de plan de mobilitate. Sunt probleme care în grupul de mobilitate se discută de 2 ani de zile la grupul de mobilitate de se știu. Toată lumea le așteptăm cu nerăbdare, să zic, soluțiile care vor veni din acest plan de mobilitate. Dar ele nu funcționează pentru că poți să parchezi ilegal pe toate străduțele de lângă și în contextul în care va exista o reglementare care se va și urmări și respecta, ca peste tot în Viena sau Londra sau Paris, va fi orice parcare centrală plină. Ideea este să vedem modelele existente. Nu putem să ne speriem dintr-o spaimă care avem, așa să zic, internă, dar fără să ne relaționăm. Nu zic de speriat, zic de măsură preventivă, să știu că am luat în calcul problema, ceea ce nu prea poți să-ți dai seama citind materialele publicate pe site. Asta în puzuri, din păcate, nu poate fi reglementat, faptul că se dă sau nu se dă o amendă sau se ridică sau nu o mașină dintr-o zonă. Aspectul tehnic cu
cu soluție de drenaj. Da. Soluțiile de drenaj, cum zic, noi putem să facem o soluție și asta a și fost discutată, soluția de drenaj local, dar nu este o analiză corectă, pentru că trebuie să avem o hartă la nivelul Bucureștiului, dar reală, pe principii de mapare sofisticată, pe, să spun, tools-uri, pe obiecte de măsurat moderne, ca să poată să-ți dea cu adevărat și adâncimea și configurația corectă. Ca să... Acum, această hartă nu există, așa că nu vrem cu ce avem. Nu? Exact, și atunci ar trebui o strategie, să zic, la nivelul Bucureștiului, ca pe orice apariție în subteran a unei structuri să se știe automat volumul respectiv acvifer. Ce să zic? Nu neapărat că ne speriem, dar am putea să avem surprize. Asta dacă e... se face o deci, soluțiile de drenaj sunt clasice în toată lumea. E, nu este, dacă nu le faci, atunci ai o problemă. Dacă nu ții cont de problematică, asta este clasic, ca să zic așa. Pentru că mai avem 10 minute din întâlnirea de astăzi, aș vrea să vă rog să trecem la următorul proiect. Reamenajarea Parcului Sfinții Apostoli și Podul Calicilor. Dacă Podul Calicilor a fost un proiect, spun eu, primit foarte bine, sunt mulți oameni care și-au dorit reconstruirea lui. Și e un lucru bun, cel puțin, în discuțiile de până acum. În ceea ce privește reamenajarea Parcului Sfinții Apostoli, unde doriți să faceți sub jumătate de parc și sub stradă, un parcaj subteran, problema este că se taie cam jumătate dintre arborii din parc, niște castani bătrâni foarte frumoși. Întrebarea mea este de ce este nevoie să tăiem acești copaci și dacă este într-adevăr nevoie de un parcaj acolo. Da, acolo e iarăși... Eliberăm complet toată acea zonă de situația care se întâmplă cu parcările din jurul tribunalului și cu inclusiv cu acea stradă care este nefolositoare din punctul nostru de vedere și în care credem, care o propunem să fie înghițită în parc. E adevărat că creând acel parcaj se taie niște copaci care în parte nu sunt toți, să spun, tineri, sunt copaci care au oarecare dimensiune, dar cum spuneam, acolo este pe o zonă de strategie de a vedea cum un flux care vine pe o relație nord-sud de pietoni și bicicliști, încerci cu adevărat să-l încurajezi să se ducă către un bulevard Unirii pe o infrastructură doar de parc și sau de pietoni, într-o coroborare cu un front de blocuri, un spate de fronturi, să zic așa, un spate de bloc care trebuie și el într-un fel adus cu o zonă comercială, deci practic încurajat să fie, devină interesant și să nu fie o zonă cu, eu știu, de pentru gunoaie sau, eu știu, pentru colectări de gunoaie sau doar de intrări de serviciu la niște magazine dinspre bulevard. Deci, altfel spus, acolo este un întreg sistem care încercăm să-l regândim spre a ajunge din zona centrului istoric pe acel pod care încercăm iarăși să fie un fel de spațiu public, să nu fie doar o punte către ceva care iarăși ar putea să fie... Este neapărat nevoie să tăieți acei arbori în condițiile în care Bucureștiul stă foarte prost la capitolul spații verzi. Din ultimele estimări ale Curții de Conturi ar fi vorba de fapt de 10 metri spații verzi pe cap de locuitor. Deci, încă o dată, da, e o discuție, din păcate nu sunt aici într-un fel de, nu e lângă mine o argumentare tehnică directă din gura celui avizat, dar eu o să spun ceea ce el a spus. Există acolo în parcul respectiv nenumărați castani, care castani sunt foarte sensibili. Există o boală a castanilor care
poate să devină o epidemie virală periculoasă pentru toată zona. Și atunci discursul care este? Că dacă există o apropiere prea mare între castani, acei castani sunt încurajați într-un fel să se bage într-o zonă, să spun, de boală de tipul acesta. În Franța au existat aceste epidemii foarte puternice și foarte greu s-au înțeles cum funcționează. Și din acest context e deci o problemă tehnică, mai mult sau mai puțin, de rearanjare a stratului vegetal și, de fapt, a poziției copacilor. Care este, care sunt observațiile tale la acest proiect? N-am niște observații. Sunt de părere că în zonele astea cu mare concentrare, și aici e vorba de Palatul de Justiție sau la Sala Palatului, unde am Sala Palatului, unde vine lume la niște concerte, sau e Muzeul Național de Artă, unde ar trebui să vină niște grupuri de turiști compacte, e firesc să ai niște spații de parcare. Și câteodată, probabil, n-ai încotro, trebuie să tai niște arbori. Din fericire, arborii sunt o resursă regenerabilă. Plantezi alții și ei vor crește în timp, pot să faci astfel de sacrificii. Problema, repet, revin de ce este tratat în mod distinct și independent de cealaltă zonă, având în vedere axul căii Rahovei. Nu cunosc suficient de bine proiectul să-mi dau seama în ce măsură Biserica Domnița Bălașa joacă vreun rol în toată povestea asta. Și din nou o chestie de strict de estetică care ține de mie îmi place sau nu-mi place, ilustrarea pavajului pentru un pod care finalmente începe și se termină inevitabil într-o trecere de pietoni până la urmă. Deci nu știu cum e tot scenariul acestei povești care poate să sune bine pe hârtie. În principiu n-am multe Aici mai aveam eu de comentat că trecerea de pieton de fapt este la nivel cu trotuarul, da. Și practic autobuzele vor fi nevoite să facă hopuri pe aceste treceri de pietoni, cu atât mai mult cu cât ele vor avea același pavaj. Da, totuși să ținem cont de faptul că vorbim despre o cartelă care e încărcată suplimentar, mă refer la splai, având în vedere că dispare traficul de pe... Nu va fi un trafic pe care să-l poți reglementa așa cum se întâmplă în Occident, nu știu, în zona gării din Leuven. Este o zonă pietonală foarte întinsă, dar care nu e exclusiv pietonală, e o zonă mixtă auto-pieton, pietonul are prioritate și atunci mașina e automat forțată, așa cum vedem în imaginile din anii 30, că asta e o altă utopie cu Calea Victoriei pietonală, nu văd exact de ce, pe ideea romantică vedem cum oamenii se plimbau într-adevăr, dar pietonii, traficul era amestecat pentru că pietonul avea o prioritate și capacitatea tehnică de a rula cu viteză nu era, deci era un amestec amiabil între ori lucrul ăsta nu se va putea întâmpla pe splai. Încă o dată o să pot să-ți arăt după o emisiune un video din Paris de pe un bulevard în care tot așa un pietonal devine un fel de statement, un fel de declarație a dus la nivel în care autobuzele fac exact chestia asta. Mă gândesc că exemple de bună practică, de ce nu pot fi luate și la noi? Mai avem două proiecte de discutat. Mai avem proiectul de reamenajare al parcului Izvor și conectarea lui printr-un pod cu strada Brezoianu, un pod peste Dâmbovița și amenajarea unui amfiteatru. Și proiectul de la Piața de Flori, care prevede practic o reamenajare a zonei din jurul Pieței de Flori și a pieței. Adrian, dacă ai... Eu am aceeași întrebare ca la celelalte. În ce constă identitatea care trebuie recuperată, având în vedere că nu există nicio fundamentare de tip, hai să zicem, pretențios studiu istoric, dar nu există nimic care să-mi spună, iată, asta e identitatea, pe asta mizez și nu o să comentez foarte mult podul de la Mihai Vodă, că nu...
e o zonă suficient de destructurată încât să se poată întâmpla practic orice oricum, dar în zona Rahova, unde domnul arhitect e chiar autorul intervenției pe carcasa monumentului istoric Bursa de Mărfuri, acolo sunt două lucruri pe care nu înțeleg. Pe coperta studiului apare o copertină, o pergolă, o ceva chiar în fața acestui imobil, nu știu exact de ce, dar nu asta e problema principală, ci problema e din nou a delimitării zonei de studiu. De ce pică în afară sau nu joacă un rol central fosta fabrică de bere de mulți ani în ruină, Bere Rahova, Palatul Bragadiru, traseul căi Rahova, recunosc că nu l-am înțeles, din nou parcă vedeta proiectului este subtraversarea generată de axa Buzești, deci adusă practic ca o, cum să zic, o chestie moștenită inevitabilă la fel, și ideea de parcare, nu, și iarăși povestea frumoasă sub care e împachetat studiul, recuperarea identitară, nu și are în spate precis identitatea recuperată. Da, nu știu, ca să zic așa, partea cu diametrala nu are relevanță în studiul nostru, pentru că ea este în buză punctat pusă, deci nu face parte... Țin declarația lui Doroforo că n-ați avut altcum decât să țineți cont de o prelungire care va trebui să fie. Da, încă o dată, deci nu se reglementează în niciun fel, este o zonă, să spun, în afara reglementărilor în PUZ. Ce se reglementează, în schimb, este exact zona de piață de flori pe care vrem să o facem ca un nou brand, o nouă marcă identitară, o nouă zonă de identitate în București. De altă factură, ea face parte din așa zisa cameră de cultură alternativă, cum i-am zis noi, într-o apropiere cu camera de cultură contemporană care este în spate la MNAC. Deci, practic, vrem ca să dărâmăm zidul Parlamentului, să punem în valoare MNAC-ul, să creăm traseul prin Parcul Izvor, revigorând povestea străzilor vechi ale dealului Arsenalului, și să ajungem în sfârșit în sud, într-o zonă complet destructurată, care trece și prin fața Palatului Bragadiru. E adevărat că PID-ul nu poate să intervină pe zone private, nu poate să reglementeze zone private. Drept urmare, noi nu putem decât să creăm o infrastructură care să genereze, să zic, interes pentru toate vecinătățile private care pot să se întâmple. Dacă nu există această infrastructură, nici privații nu o să aibă interes într-un fel. Pentru că se termină timpul, aș vrea să vă rog concluziile. Mario, trebuie să aprobe mâine Consiliul General aceste proiecte și de ce? Trebuie să aprobe pentru că este în sfârșit o șansă pentru București să devenim un oraș care se poziționează pe principii corecte ale zilei, în care tu ca cetățean, tu ca, să spun, comunitar, ca consumator de viață în București, să poți să te bucuri de orașul ăsta și din alte perspective, și totodată să poți crea, să zic, modele noi, atât comunitare, cât și economice, cât și culturale, pentru că la urma urmei, de fapt, PID-ul este, de fapt, strategia. PID-ul nu dă decât un fel de coloană vertebrală altor dezvoltări posibile viitoare. Adrian, tu crezi că Consiliul General ar trebui să aprobe mâine acest proiect? Și nu de ce dacă, da, de ce nu? Nu știu dacă trebuie sau nu, dar eu am dubii apropo de, adică dubii, în sensul că nu înțeleg foarte bine filiația juridică a acestor puzuri, care în contextul legii actuale, un PUZ este derivat din planul urbanistic general și trebuie să detalieze acele prevederi. Ori aceste PUZ-uri sunt prin filiație cumva directă din acest PID-ul, care încă n-a fost confirmat prin prevederile preluate într-un PUG, iar PID-ul este o
o structură conceptuală menită pentru justificarea atragerii unor fonduri, dar în același timp dă niște constrângeri urbanistice care nu sunt, ca să zic așa, susținute legal prin PUG, decât probabil în, pentru că multe dintre prevederile PUZ-ului probabil contrazic destul de tare PUG-ul actual. Așa că, din punct de vedere procedural, mă refer la partea administrativă, e un pic... Crezi că n-ar trebui să se aprobe deloc sau ar trebui să se mai discute? Eu n-am spus că probabil că unele sunt necesități foarte clare și ideea în sine de PID, de strategie pe termen lung e corectă. Acum, fiecare o poate vedea altfel. Eu consider că o astfel de strategie ar trebui să fie la baza oricărui program electoral al unui candidat serios și odată ce candidatul este ales cu o strategie, înseamnă că publicul votant favorizează acea direcție. Ea urmează să fie, pe urmă, în măsură practică, pusă în aplicare prin măsuri urbanistice prevăzute de legea actuală. Deci sunt niște lucruri un pic care se întrepătrund ușor neclar. Probabil că în viitor ar trebui rezolvată conceptual viziunea asta la nivel urbanistic, delimitat rolul, nici în ziua de astăzi nu e foarte limpede administrativ care e poziția arhitectului, șef al unui municipiu, e un pic ambigu rolul său, deci sunt multe lucruri pe care astfel de proiecte le pun în evidență, că ne lipsesc la nivel de organizare politică administrativă generală, deci probabil că e bine unele să se aprobe, poate că unele, nu știu, nu am suficiente informații, eu am semnalat niște neajunsuri din punctul meu de vedere, al fundamentării. Eu invit încă o dată asta, strategia să se vizualizeze pe pagina de Facebook sau de pagina de website. Pe Facebook este sub PID-ul Central București. Acolo sunt multe detalii, sunt multe, să spun, e multă informație și de asemenea pe centralbucurești.ro, pe pagina de website. Pentru cine vrea să vadă mai multe sau să înțeleagă poate mai multe din strategie, poate fi acolo regăsit. Din păcate, acolo nu se veți găsi însă actul de naștere a acestei. Ce este PID-ul? Cum a apărut pe piață? Prin ce procedură? Cum s-a ajuns la un consorțiu de firme și arhitezi respectabili care au multă creație în spate? Lucrurile astea, din păcate, la toate căutările pe internet, următorul meu de căutare de acasă îmi blochează informația asta, ori ea, din păcate, nu există. Găsiți numai informațiile tehnice și de... Domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați venit în studioul nostru astăzi. Mulțumesc.